Bine ați revenit să ne amintim întrebarea cu numărul 111. Să presupunem că avem o butelie care are două compartimente separate printr-un perete rigid metalic. În ambele compartimente avem aer, dar în compartimentul din stânga aerul este la presiunea de o atmosferă, în timp ce în compartimentul din dreapta este la presiunea de 5 atmosfere, deci o presiune de 5 ori mai mare. Fiecare compartiment are o supapă, cele două supape sunt notate în desen cu A și B și pot fi deschise de la distanță, printr-un semnal radio, ca ușile automobilelor. Să mai presupunem că butelia se găsește pe lună, deci în vid. Trimitem semnalul radio care deschide supapele și aerul începe să iasă prin amândouă. Alegeți afirmația corectă. A. Aerul iese cu viteză mai mare prin supapa A. B. Aerul iese cu viteză mai mare prin supapa B. Sau C. Aerul iese cu aceeași viteză prin cele două supape. Am pus această întrebare pentru că răspunsul pare destul de ciudat la prima vedere, chiar paradoxal. Și așa cum v-am prevenit în videoclipul precedent, nu poate fi explicat decât cu ajutorul fizicii. Există mai multe moduri de a folosi fizica pentru a înțelege ce se întâmplă, dar vă voi arăta o comparație bazată pe principiul fundamental al dinamicii. Acesta spune că atunci când asupra unui corp acționează o forță, corpul capătă o accelerație direct proporțională cu forța, așa cum ne arată această formulă, și invers proporțională cu masa corpului. Forța care împinge aerul în vid, printr-un orificiu sau o supapă, apare din cauza presiunii aerului. Este deci o forță de presiune, așa că se calculează prin produsul dintre presiune și suprafața orificiului, așa cum vedeți în a doua formulă. Și această formulă ne arată că forța este direct proporțională cu presiunea. Dar și densitatea unui gaz este proporțională cu presiunea. Dacă vreți să știți mai multe despre asta, puteți urmări primele cursuri de termodinamică. Să presupunem pentru simplitate că cele două compartimente, despre care e vorba în întrebarea noastră, au același volum. Atunci, dacă densitatea este proporțională cu presiunea, înseamnă că masa de aer din compartimentul în care presiunea este 5 atmosfere este de 5 ori mai mare decât masa aerului din celălalt compartiment. Deci până la golirea compartimentelor, masa de aer care iese din compartimentul de presiune mai mare este de 5 ori mai mare decât masa aerului care iese din celălalt compartiment. Dar și forța medie care a împins aerul afară este de 5 ori mai mare. Trebuie să vorbim despre forță medie, pentru că forța scade în timp odată cu scăderea presiunii. Și atunci accelerația aerului la ieșirea din cele două compartimente este aceeași, deoarece și numărătorul și numitorul acestei fracții au crescut de 5 ori în cazul compartimentului cu presiune mai mare. Însă pe noi ne interesează viteza. Viteza este produsul dintre accelerație și timpul în care mobilul, în cazul nostru aerul, a avut această accelerație. Așa că acum ar trebui să răspundem la întrebarea după cât timp se golesc complet cele două compartimente. Numai că această întrebare nu prea are sens, deoarece teoretic timpul de golire este infinit. Cu cât trece timpul, debitul de aer care iese este tot mai mic, deoarece scade densitatea aerului care iese. Este tot mai puține molecule pe secundă. Așa că după câtva timp, timp care depinde de volumul buteliei, de dimensiunile orificiului, debitul devine neglijabil, practic nu mai iese aer. Dar asta nu înseamnă că nu mai există molecule de aer în interior, și că nu mai iese totuși un număr mic de molecule în fiecare secundă. Oricât timp trece, vom mai găsi niște molecule de aer în interiorul compartimentelor. Gândiți-vă că atunci când au rămas foarte puține molecule, șansa ca una dintre ele să capete o traiectorie exact spre orificiu, ca să poată să iasă, este foarte mică. Și este cu atât mai mică
cu cât numărul moleculelor este mai mic. Deci nu are sens să punem întrebarea după cât timp se golește complet fiecare compartiment. Dar, în funcție de volumul compartimentului și de dimensiunea supapelor, există practic un timp după care putem spune, gata, s-a terminat, nu mai iese aer. Să presupunem că pentru cazul nostru, acest timp este 5 minute. După 5 minute, nu mai putem detecta aer ieșind din niciunul dintre cele două compartimente. Practic a ieșit tot aerul în vid. Deci aerul din cele două compartimente a avut aceeași accelerație, același timp. Și atunci, în conformitate cu formula pe care v-am arătat-o, a ieșit cu aceeași viteză. Și acum probabil vă puneți întrebarea, dar cât este această viteză? Folosind mecanica și termodinamica, se poate calcula că viteza cu care iese aerul în vid printr-un orificiu este aproximativ viteza sunetului în aer. Iar această viteză, oricât de ciudat pare, nu depinde nici de presiunea aerului din butelie și nici de dimensiunea orificiului, atâta vreme cât nu vorbim despre orificii foarte, foarte mici. Această viteză depinde, în schimb, de temperatura aerului și asta pentru că viteza medie a moleculelor depinde de temperatură, așa cum ne învață termodinamica. În concluzie, dacă peretele unui rezervor, unei butelii, unui satelit, unei nave cosmice este străpuns de un meteorit și apare un orificiu, lucru care se întâmplă uneori, aerul iese cu o viteză care nu depinde de presiunea din interior și nici de dimensiunile orificiului. Și dacă nu depinde de presiune, înseamnă că viteza cu care iese aerul nu scade în timp, este constantă. Iar această viteză este viteza sunetului în aer. Dar, atenție, debitul de aer care iese, adică de pildă grame pe secundă, depinde și de presiune și de dimensiunile orificiului. Depinde de presiune deoarece densitatea aerului depinde și ea de presiune și depinde de dimensiunile orificiului, pentru că cu cât orificiul este mai larg, cu atât ies mai multe molecule pe secundă din interior. Așa că răspunsul corect la întrebarea 111 este: viteza aerului prin cele două supape este aceeași, este constantă și este egală cu viteza sunetului în aer. Diferența este că debitul este mai mare prin supapa B. Sper că vă va plăcea întrebarea de azi, o întrebare simplă și frumoasă. Am mai pus câteva întrebări care au legătură cu explorarea spațiului cosmic, cum ar fi cosmonautul, Challenger sau răsărit de pământ. Azi va fi vorba despre aselenizare, mai exact despre modulul lunar. După cum știți, modulul lunar, numit și LEM, de la Lunar Excursion Mobile, a fost vehiculul cu care cosmonauții misiunilor Apollo au coborât de pe orbita lunară pe solul lunar și au urcat apoi din nou pe o orbită în jurul lunii. Zborul pe orbita lunară avea loc în cuplaj cu modulul de comandă și serviciu pe care îl vedeți fotografiat aici. Modulul lunar a rămas până azi singurul vehicul de zbor care a coborât cu echipaj uman într-un loc extraterestru. N-am spus a aterizat, pentru că cuvântul aterizare vine de la Terra. Și dacă vrem să fim riguroși, a ateriza înseamnă a coborâ pe Pământ. Dar, ca să înțelegeți întrebarea, trebuie să vorbim un pic despre scaune. Dar ce legătură există între un scaun și modulul lunar? Veți vedea. Un scaun cu patru picioare are uneori un joc. Se poate înclina pe două picioare de o parte și de alta. Asta se întâmplă atunci când două picioare nu pot atinge simultan dușumeaua sau suprafața mai general pe care este pus scaunul. Acest lucru nu se întâmplă niciodată cu un scaun cu trei picioare. N-ați văzut și nu veți vedea niciodată un scaun cu trei picioare care are joc. Oare de ce? E o problemă de geometrie în spațiu. În timp ce în cazul a trei puncte există întotdeauna un plan care le conține pe toate trei,
adică 3 puncte sunt întotdeauna coplanare, 4 puncte pot fi sau pot să nu fie coplanare. Dacă ne gândim la 3 dintre cele 4 puncte, există cu siguranță un plan care le conține pe toate 3, dar al 4-lea punct poate să fie în acest plan sau în afara acestui plan. Și din cauza asta, dacă punem un scaun cu 4 picioare pe suprafață denivelată, de cele mai multe ori el va avea un joc. În schimb, dacă punem un scaun cu 3 picioare pe suprafață oricât de denivelată, întotdeauna toate 3 picioarele vor atinge suprafața și scaunul va fi în echilibru. Această problemă de stabilitate este adevărată nu numai pentru scaune, ci pentru orice obiect care se sprijină pe picioare. De pildă, știți foarte bine că mesele cu 4 picioare au de multe ori un joc. Și acum vă rog să priviți aceste două fotografii cu modulul lunar. Se vede foarte bine că are 4 picioare. Dar aselenizarea este o manevră care se face pe un teren departe de a fi perfect neted. Nu era mai bine dacă avea 3 picioare? Oare de ce a fost proiectat modulul lunar cu 4 picioare când ar fi fost în echilibru pe orice teren dacă ar fi avut doar 3 picioare? Mai trebuie să fac 3 observații. 1. Picioarele modulului lunar aveau componente elastice care puteau ajusta într-o oarecare măsură lungimea picioarelor. Dar exista posibilitatea ca un picior să coboare exact pe un bolovan, caz în care ar fi fost depășită capacitatea de ajustare a lungimii și modulul ar fi fost instabil. 2. Nu este vorba despre rezistență. Picioarele puteau fi proiectate fără probleme să susțină greutatea chiar dacă ar fi fost doar 3. De fapt, inițial, modulul a fost proiectat cu 3 picioare. Și 3. Veți găsi în Wikipedia că s-a renunțat la configurația cu 3 picioare pentru că această configurație ar fi fost foarte periculoasă în caz că un picior ar fi fost avariat la aselenizare. E adevărat. Acesta este unul dintre motive. Dar întrebarea mea se referă la altceva. Mai există un motiv important pentru care a fost aleasă configurația cu 4 picioare. Care este acela? Aceasta este întrebarea de azi. Vă poate ajuta să găsiți acest motiv filmul cu prima aselenizare. Aselenizarea modulului lunar Eagle al misiunii Apollo 11. Priviți! Mulțumesc pentru atenție. La revedere!